De cele mai multe ori, elevii se gândesc de la bun început ce carieră vor să urmeze, așa că, inevitabil, pentru studiile superioare, aleg cel mai potrivit centru universitar, în concordanță cu dorințele și cu nevoile acestora. Liceul reprezintă de cele mai multe ori perioada în care cei mai mulți dintre adolescenți iau decizia finală în privința studiilor pe care vor să le urmeze pentru cariera cea mai potrivită lor. Aceștia se pregătesc intens încă din liceu pentru admitere și aleg de obicei centrele universitare din orașele mari. Întrebați fiind care este motivul pentru care aleg să părăsească orașul natal, aceștia au spus că în centrele universitare din marile orașe au mai multe posibilități de a învăța și a profesa în domeniul ales. De te-ai gândit să urmezi studiile superioare după ce vei finaliza ciclul? Studiile superioare îmi propun să le urmez la București, la Facultatea de Medicină Carol Davila. Mi-ar plăcea foarte tare să reușesc să ajung acolo, deși știu că este foarte mult de muncă, pentru că acolo pot să zic că este sufletul medicinei pentru mine. Deci ai ales Centrul Universitar din București pentru că vrei performanțe în acest domeniu? Da, pentru că e ceva ce e greu de dobândit, dar 100% merită. În ce clasă ești? În clasa 11-a. Te-ai gândit, după ce vei termina ciclul liceal, unde vrei să urmezi tu studiile superioare? Da, m-am gândit și aș opta pentru București, pentru Facultatea de Litere, pe specializarea română-engleză și UNEATC în același timp. De ce ai ales tocmai Centrul Universitar din București? Mi se pare un oraș cu foarte multe oportunități, mi se par niște cadre didactice foarte bine pregătite, iar acolo se află chiar cei mai renumiți din țară. Cu toate acestea, unii dintre ei au luat în calcul posibilitatea de a rămâne în orașul natal din mai multe considerente. Unul dintre ele fiind faptul că își pot permite mai ușor să economisească. Însă chiar și în acest context, ei au ales să se gândească la evoluția lor și să aleagă un oraș mai mare pentru diversitate și posibilitatea de a alege exact ceea ce își doresc. Unde dorești să urmezi studiile superioare după ce vei finaliza liceul? În principal mi-aș dori să urmez studiile superioare la Timișoara și să fac două facultăți în paralel, limbi moderne aplicate și jurnalism. Și după aceea plănuiesc să încerc mai multe domenii, în principal mi-ar plăcea să lucrez în publicistică, eventual la o editură. De ce ai ales tocmai Timișoara? În primul rând pentru că este destul de aproape de Severin în comparație cu alte centre universitare și îmi place pur și simplu cum abordează educația. Te-ai gândit vreo secundă să urmezi studiile superioare aici la noi? Pentru o secundă, da, pentru că e foarte convenabil, dar fi faptul că pot să rămân cu părinții în continuare, eventual pot să-mi iau și un post în învățământ ca să pot să prind experiență în timp ce continui educația, dar până la urmă am ales să mă risc puțin și să merg la Timișoara. Prin urmare, putem spune că liceienii sunt orientați către centrele universitare mai mari din România, deoarece consideră această etapă una foarte importantă în carieră și, bineînțeles, în dezvoltarea lor personală.